Bine v-am găsit, dragi oameni buni. Așa, aș vrea să începem, vă rog frumos, cu un sondaj. Aș vrea să aplaude cine a stat o lună în casă în pandemie. Hai să vedem. O lună, bun. Bun. Două luni, cine a stat două luni? O încerc și pe asta. Trei luni, cine a stat trei luni? Ia uite, mă. Proștii familiei, noi suntem. Noi suntem, mă. Și eu am stat tot trei luni ca să iasă ăștia, după aia să n-aibă nicio treabă, să plece toți la mare, să... Aia și moldovenii, deci... N-ai cum să ții moldoveanul în casă cu aia, oricât de mare amenințări. Îți dăm oameni, mă, piși pe ea, bun, iei COVID. Ei, iau COVID, mă, la Costinești, bă, nu iau COVID. Beau dimineață, îmi pun niște miere așa cu usturoi, pisat ghimbir, pișat de capră, beau ăla, șat, nu s-a atingi nimic, am. E foarte dubios că mi se pare că avem o memorie atât de scurtă ca popor. De asta încă e comunism în țara asta. Că, bă, acum foarte scurt timp eram toți închiși în casă, panicați de virus. Când au dat drumul, ca vitele am fost toți. Să cucerim meleagurile românești, coaie, da? Plângi după Grecia, nu te mai căca pe tot. Și ce e ciudat după ce ne-au dat drumul, e că trebuie iarăși să fim sociabili. Iarăși să ne comportăm ca și cum ne place unii de ceilalți așa. Când ne vedem și, vai, dar nu te-am văzut. De... Nu? Ăștia care sunteți în seara asta, veniți câte patru. Băi, fiți cinstiți, mă, uitați-vă unii în ochii celorlalți. N-ați fost prima opțiune, hai să nu ne căcăm pe... Ați căutat în agenda până... Ați avut aia așa de... Bă, da, Dan și Andreea nu pot veni? Nu. Hai cu ăștia, fulan, hai să... Dar sunt oameni care din întâmplare nu cred că există noul coronavirus? Să aplaude, vă rog, dacă sunt. Un om. Bă, da... Eu sunt absolut convins că există. Uite, eu am fost o mică povestioară, așa, am fost la spital în perioada aia de carantină. Nu m-am simțit foarte bine. M-am dus din alte cauze, că am avut o problemă la colon. Na. Nu era foarte demn, dar m-am dus. N-am avut ce să fac, chiar mi era rău. Și când eram la urgențe acolo, au adus un tip de 35 de ani, l-au anunțat, care avea COVID. Și abia putea să respire, era cu mască de oxigen și, bă, chiar m-a înfricoșat treaba aia. Bine, eram panicat, îți dai seama, de colon, că eram convins că am cancer, să-mi bag pula. Deci dacă câți oameni au murit de cancer, eu... Și eram cu colon, așa mă durea. Doctorii abia mă băgau în seamă. Aveau expresiile alea pe față. Du-te, bă, și cacă-te, asta e problema. Ai venit la spital că te doare un pic, serios, ăla nu poate să respire, aia e problema ta. Și l-am dat doctorița din vâltoarea aia, așa, în ce se întâmpla la urgențe, m-a luat prin surprindere, așa, mi-a dat un pahar și mi-a zis să mă duc să mă piș în el. Bine, n-a fost chiar, du-te și piște în ăsta, a fost mai... Ați vrea să faceți pipi, vă rog, în acest pahar? Și am zis, da, m-am dus, eu am încredere în doctor, deci când îmi spun ceva... M-am dus la baie, am desfăcut căpăcelul și am dat drumul direct în ăla. S-a văzut că n-am mai făcut asta până atunci. De obicei trebuie să dai în WC-ul și după aia să treci paharul repede. Că te piși mult, nu-ți dai seama, atâta era paharul ăla. Și când te piși trebuie să dai așa ăla, să prind și zeamă de la început, da, și eu am dat direct în ăla. Din fericire era dimineață, nu prea aveam lichid în mine și chiar l-am umplut, dar n-am dat pe afară. Clar e că am avut o problemă mai mare când m-am pișat, era negru. Era negru, vă jur pe cea mai sfânt, zici că era cafea, să-mi bat pula. Deci dacă aveam din ăla de cappuccino, îți făcea minimioară din aia, frunză de plop sau ce e aia, îți dădeam să bei... Habar n-aveai ce bei.
Era cel mai bun cappuccino de la Starbucks pentru tine acolo. Și am pus capacul, super panicat, vă dați seama, eram gata, clar, am cancer, m-am dus cu borcanelul ăla, l-am pus, doctorița era pe la geam, se uita prin niște fișe, eu m-am așezat, vai de pula mea, ce dracu mă fac. Și din chestia asta m-am uitat la borcanel și am văzut că, nu știu cum să vă zic, rămăsese un floc acolo. Băi, știi cum mi-au dispărut grijile? Deci, nu mai aveam brusc, nu mai aveam cancer, nu mai aveam... Scopul era cum iau eu flocul de pe... Am aruncat niște foi pe acolo să o derutez pe doctoriță. M-am dus, am luat borcanelul și când se iau flocul s-a întors doctorița spre mine, am aruncat flocul și panicat, am zis, era un floc. Și dimineață, îți dai seama. M-a panicat atât de tare asta coronavirusul, bă, cel puțin în primele două săptămâni când stăteam în casă, cu aia auzeam, deci când mă puneam în pan noaptea, auzeam coronavirusul afară, mă, pe cuvântul meu de onoare. Auzeam tropăiel de coronavirus și... Băi, două săptămâni, deci numai după perdea așa mă uitam. Am ieșit la un moment dat, ca să vă dați seama, am ieșit în curte, băi, nu mai erau porumbei. Eram convins, e apocalipsa, murim toți, am belit pula, că iei coronavirus, dacă îți trece, după aia devii zombi. Eram convins. Nu mai erau porumbei, mă. Era martie, abia venea primăvara, trebuia să auzi numai gulu-gulu-gulu, gulu-gulu-gulu, nimic. Numai cior peste tot. Uite ce înseamnă public educat care n-a râs crezând că e o glumă rasistă. Bravo! De asta filmez special aici. Deci erau numai ciori care planau pe deasupra, se uitau la mine, erau... Bă, ce panică aveam în mine, au și mersul ăla de ciocoi, așa când se... Trec pe lângă tine, așa, hai, grasule, mor odată. Că ți-ași ochii tăi frumoși. Doamne, ce panică aveam. E și virusul ăsta pe de altă parte, zici că l-au făcut gândindu-se la mine, mă. Deci pangolinul când s-a căcat lângă liliac sau liliacul, ce au făcut ei acolo, sex, habar nu am. Dar când au făcut virusul ăsta, zici că m-au luat pe mine la comorbidități, mă. Zici că făcea o listă așa, obezitate avem? Avem, nu e nicio problemă. Hipertensiune arterială? Avem, ei. Diabet? N-avem, facem, nu e nicio problemă, facem. Stai seama că eram panicat că mor. Cealea trei luni am stat în casă cu gagică mea. Băi, nu știu, da, nu a fost rău, cum vă imaginați. Nu, chiar a fost ok. Suntem și de mult timp împreună, suntem de 4 ani. Na, vă dați seama, după 4 ani ce se mai poate întâmpla rău? Plus că ne-am și logodit, asta, adică ne-am dat seama, nu, terminați. Nu e nimic special asta, eu am mai fost logodit. Eu sunt prost din ăla, bă, de dacă m-ai futut, gata, ai vrea să fii soția? Am colecție de inele acasă, deci... Nu, dar mi-am dat seama că nici nu mai există iubirea aia după 3 ani, cine mai zice că, băi, ne iubim, că... Nu, e cu aia, ai, pur și simplu îi accepti căcaturile. Și ia ție, asta ar trebui să zică la starea civilă, juri să-i accepti căcaturile toată viața? Bine, mă, în pula. Asta se scrie pe foaie. Ai tăi să plângă în spate. A zis, bine, mă, în pula mea. Așa ți-aș fi zis și ție, dar era pe vremea lui Ceaușescu. Na, și vă dați seama, acceptându-ne căcaturile, plus că nici nu vrem să mai ajungem iar la prime întâlniri. O, unde e dracu, te mai duci, bă, la 30 ceva de ani să pari simpatic cu o femeie? O, e, mă, stai, dracu, acasă, liniștit acolo. Doar că din paranoia, eu am crezut că vrea să mă omoare. Bă, eu am crezut, eram convins, nu că am crezut, eram convins că vrea să mă omoare. Păi gândiți-vă, ea în a doua zi, după ce ne-au închis ăștia în casă, ea mi-a zis să duc gunoiul, mă.
A fost, băi, ești nesimțită? Unde duc eu, mă, gunoiul? Tu nu auzi coronavirusul noaptea? N-auzi? Aaaa! Fula mea, am ieșit, gata, am inspirat, mor. Unde duc eu, mă, gunoiul? Că ce, că pute un pic sacul ăla, aia e problema? N-ai masă în casa asta să susțină sicriul cu mine, în pula mea. N-ai glade să dai cât o să-ți împute o casa 3 luni de zile, că... Nu vine nimeni să-mi ridice cadavru, îți dai seama. Să duc gunoiul, mă. Ca să nu vă mai zic că după aia am vrut să mănânc și m-a repezit să iau o furculiță și mi-am dat seama că era pusă lângă cuțite, mă. Ia spălase vasele. Și când am tras aia eram, bă, ai pus intenționat să mă tai la mână, să ajung iar la spital, să iau coronavirus, sigur să mor în pula, asta vrei. Bă, dacă nu m-am certat cu ea... Bine, ea nu era acolo. Era în altă cameră, că... Nici nu vreau să o supăr, știi, așa... Că mă cer cu ea, mai bine să n-audă. Mai bine să n-audă. Că am și realizat, știi, că în toți anii ăștia, când fac stand-up de 15 ani, am tot văzut colegii care vorbeau despre relații, știi? Și toți spuneau asta, că dacă ești bărbat, să nu crezi vreodată că tu ești cocoș în relație sau că tu ai vreun punct de vedere valabil într-o relație. Ea conduce tot. Bă, eu n-am crezut asta mult timp, dar uite că după 15 ani pot să vorbesc despre asta și să vă zic că așa e. Chiar așa e. În momentul în care tu ca bărbat ai dreptate și ea îți spune că ai dreptate... N-ai dreptate. Doar îți mai dă ea o bomboană așa, o dată pe an, zice, da, ai dreptate. Noi simțim lucrurile astea, bărbații, de când suntem copii, de când stăm la masă cu familia și când vine mama aia și pune toate alea la masă așa și tot îi dă lui tata tu din alea, dar de ce nu vrei să mă ajungi pe el? Dar stau singură ca proasta și tu stai aici, ajungi măcar, dar n-ai putea să duci tu cu noi, dar nu faci nimic. Și el tace. El tace, lasă capul. Și tu, copil fiind, tu observi lucrurile astea. Și iese din tine o chestie în asta. Dar ce are tataia? De ce nu-i fute o masă în cap lui mamaia? Să mâncăm liniștiți? Pentru că tataia știe. Tataia știe. Și am realizat lucrurile astea și chiar înainte să ne închidă ăștia în casă, cu vreo 2 luni înainte, eu am realizat că dacă vreau o relație sănătoasă și dacă vreau să fiu cu femeia asta toată viața, trebuie să tac în pula mea din gură. Prin urmare, am început să fac niște compromisuri de bun simț și anume, unul dintre ele ar fi că am ajuns să fac pipi stând jos. Hai zis, bă, nu mă mai complic cu ridicatul colacului, pizda, mă așez acolo, e și mai comod. Plus că e o aventură, de fiecare dată când merg la baie, poate mă cac, cine știe. Habar nu am. Poate ofer mai mult decât am promis. Dar după toată faza aia de paranoia și credeam că vrea să mă omoare și așa, m-am dus la baie, tot în prima săptămână atunci cu carantina, și am vrut să fac pipi și am vrut să mă așez și mi-am dat seama în momentul ăla ce vreau să fac și eram, bă, da, dă-mi pis, da, mă, da, în halul ăsta am ajuns, da, mă, pis în jos, da-ți găină, dă-mi pula mea. Băi, și am ridicat colacul ăla cu forță, așa, l-am trântit. Mă iertați de expresie, da, asta am făcut. Am înșfăcat pula. Băi, așa bărbat m-am simțit. Am dat drumul la un jet din ăla de pipi uitat. Era un pipi din ăla dospit așa. Băi, cu o forță și cu o putere a pornit jetul ăla. Eu am crezut că tai vasul de WC-ul, pe cuvânt. Așa precizie aveam. Mă uitam la agresia din baie să văd dacă e aranjată cum trebuie. Dacă nu, o decupam la colțuri. Așa precizie aveam, te operam la ochi, să-mi bat pula, deci îți decupam cornea perfect cu jetul ăla. Și după aia s-a terminat pipiul exact cum a început, așa ca o ploaie de vară. Brusc s-a terminat pipiul
Și m-am mutat la chiuvetă, am început să mă spăl pe mâini, m-am șters, am vrut să ies și când să ies, mi-am adus aminte de colac, am auzit țipetele din viitor. Bine, țipete, ea nici nu mai, v-am zis, după 4 ani, a dobândit o tehnică foarte șmecheră, ea nu mai țipă acum. Pur și simplu vine la mine când stau pe canapea, se uită la mine și zice, hai până în baie să-ți arăt ceva. Și eu, bărbat, fiind prost, credul, naiv, sperând la mai bine, eu am senzație, e un tort în baie, e o surpriză? Facem sex sau ce? Și când intru în baie, ea zice, ce e ăla acolo? Colacul. Și așa lăsăm colacul. Și din mine revine copilul ăla și zice, dar de ce nu-i fuți una cu colacul? Să tacă în pula. N-ai cum. Și mi-am dat seama că abia atunci am depus eu armele ca bărbat în relație. Că m-am întors și am lăsat colacul. Ăla a fost gestul suprem de supunere. Și mi-am dat seama de ceva și mai important. Că gestul ăsta, în momentul în care tu îl faci ca bărbat, adică lași colacul, psihologic vorbind, el se transpune la ea. Care te ia de ceafă și te pleacă așa. Îți dea o mui. Mai ales o să înțelegeți ce vă zic dacă faceți asta, dacă aveți și colac din ăla mai scump, eu am din ăla 290 de lei, care se și împotrivește. Deci când îl lași, are din aia de nu, ba da, trece aici, am eu un el. Pe de altă parte, nu e ca și cum am fost vreodată bărbat, că și asta e important. Știți că înainte de pandemie, discuția aprinsă printre noi era aia cu pizdificarea bărbatului, știi? Toată lumea vorbea, bineînțeles, de la doamna Dana Budeanu, să-i dea Dumnezeu sănătate, cine știe ce o face dânsa cu virusul ăsta, cu vârsta dumnei. Dumnezeu spunea, asta era expresia pe care o folosea, că dacă ești bărbat și ai gleznuțe goale, ești fătălău. Și vreau să întreb doamnele și domnișoarele din seara asta, așa e? Adică dacă vedeți un bărbat care n-are șosete, vă dă așa senzația că, bă, ăsta nu mă poate întreține sau nu poate susține o familie, e fătălău, e efeminat? A? Da? Pe atunci, dacă ați prins anii 90, vreau să vă întreb, în 90, când era moda aia, cu bărbații care purtau mustăcioară, chică și maiou ăla plasă, dacă îl mai țineți minte, ăla găurit așa peste tot, curcubeu, atunci era ok? Vă uitați la un bărbat și erați, da bă, ia uite câtă virilitate pe el, bă, cum îi iese perișorul ăla așa pe acolo, cu sfârcurile alea țintite spre mine, vino mă încoace să-mi faci pui! Uite-te la el, are șosete. La sandale, dar are șosete. Ce vreau eu să subliniez e că, într-adevăr, această pizdificare există, dar n-are nicio legătură cu stilul vestimentar. E ceva mult mai adânc de atât acolo. Și mi-am dat seama de asta tot așa, înainte de pandemie, când am răcit. Mai știți răceală? Când strănuți, mai știți? Când strănuți și se uită unul la tine, zice, noroc? Și zâmbește? Și tu zici, mersi? Și după aia beți o bere, unul de la celălalt? Răceală, mă. Și am răcit și mi-am dat seama când am răcit cât de șmecher ești tu ca bărbat. Băi, cel mai bombardier dintre toți. Duduienii, cuțitarii, nuțul cămătarul, dacă ești și răcești, cu aia când ai răcit, nu mai, te-ai gârbovit așa.
dacă trebuie să-ți dea unul 300.000 de euro în ziua aia, nu e vrei, mă, ești, nu, nu ies, mă, să, n-am nici lei, nu pot să-i hrănesc, n-am, băi, așa eram ultimul om, efectiv, aveam febră 38,2, mai știți 38,2? Când nu făceai pușcărie, că ai 38,2? Aveam 38,2, nu e mare febra asta, și eu i-am zis gagică mei, sune la salvare, că eu gata, mă curăț. M-am dus la baie să mă piș și mă sprijineam de pereți, bă, în halul ăla eram. Băi, mă uitam la ea, dar nu pot să mă piș aici. Nu! La baie. Ca să înțelegeți cam cât de tristă era imaginea, dacă aveam din întâmplare acasă doi oameni în scaune cu rotile, eu mă sprijineam în ei să ajung la baie să mă piș. În halul ăla, în doi oameni fără picioare, eu mă sprijineam și ziceam, băieți, hai, dea dura un pic. Eu nu înțeleg cum am câștigat noi războaie, pe cuvânt vă spun. Pentru că pe vremea lui Ștefan cel Mare, știți că el avea oastea mică, era formată din 4.000 de moldoveni. Împotriva a 60.000 de turci. Ei, vă dați seama că aia 4.000 de moldoveni nu erau toți soldați. Nu, erau și, vai, morții lor, oieri. Mai cheamă și tu un frate, dar n-are o mână. Lasă, ai, adu-l acolo. Hai, am un vârf, dai curg bale din gură. Lasă, ai. Deci, practic, noi aveam vreo 3.100 așa de moldoveni, știi? 900 erau rude, bătrâne, șchioape. Și vă dați seama, din 4.000 de moldoveni, 200 dacă erau răciți, beleam pula, deci... Acum ne închinam toți pe covorașe, că venea imnul acolo la 11. Toate femeile erau jenate că li se vede burca. Atâta trebuia, în dimineața bătălii, să vină unul la Ștefan așa, zice, Ștefan, nu pot să strig. Am băut ieri apă direct din fântână. Îmi era sete, aia era rece și am băut cu poftă așa. Și m-am trezit, nu pot să înghit. Am ca un buzdugan aici în gât. Sabia n-am adus-o, că nu pot să o car. Vine nevastă-mea cu ea acum. Dar ne luptăm cu ei, bă, pula, deci. Nu știu, să dea ea cu sabia, eu să mă uit urât. Cred că și Ștefan... Cred că și Ștefan era, coaie, arzi, ești nebun? Tu ai febră, bă, băiatule, unde vii tu, mă, la bătălie, așa? E, tu ai 38,2, cred că. Așa am câștigat bătălia, cred că le-am dat răceală turcilor, asta a fost. Și-a dat seama Ștefan, fiind strateg bun, și a zis, oștenii mei, tușiți fântânile! Strănutați grâul! Nu râdeți acum, pentru că nu vă imaginați mulți moldoveni așa în jurul fântânii care... Turcii după aia cu, dă și mie niște din ăla să-mi dau pe mâini, că am băut după... după moldoveni. Da, îmi pare rău, dar nu mai suntem bărbați, mă. Știți că e problema asta cu globalizarea, și anume că noi oamenii producem mult mai mult decât consumăm. Și a intervenit problema asta morală, că dacă mănânci carne, ești suficient de bărbat să și omori animalul la cărui carne o mănânci? Eu mi-am dat seama, n-aș putea niciodată. Deci mă gândesc așa la tataie meu, Dumnezeu să-l ierte, care avea skill-uri, bă, la așa ceva. Bă, era atât de priceput asta. Știți cum mi-am dat seama că era priceput asta? Bă, când intram cotez la găini, alea se bucurau, mă. Ăla-i criminalul șmecher, când coboară în beci și-s victimele agățate așa și-s toate, ei, a venit să ne omoare! Să mă iei cu cuțitul ăla tocit, că vreau să simt tot! Avea bunicul meu un skill, deci lua găina,
făcea un vals ciudat cu ea, deci nu știa aia ce îi se întâmplă, așa era purtată de tataie. Pac, o lua, o punea jos, punea piciorul, jap, îi tăia gâtul, era aia prin curte. Bă, unde-mi capul? Bă, serios, unde-mi capul? Hai că am glumit, dar chiar îmi curge sânge cu aia, te rog eu, unde-mi... Asta am imaginat eu, vă dați seama, fiind copil, nu puteam să realizez că moare găina aia în fața mea, trebuia să... Alea erau desenele mele animate, știi? Era Cartoon Network-ul săracilor, când vedeai o găină așa. Că ți imaginai după aia că își dă cu scuipat și pune cap. De asta erau fericite, că se întorceau să povestească cum a fost. N-aș putea, bă, n-aș putea. Nu că n-aș putea să tai o găină, eu n-aș putea să iau ouă din coteț. Bă, nu știu dacă ați făcut vreodată asta, râdeți, dar e traumatizant să-mi bag cula, deci. Când intri în coteț acolo și ai pus mâna pe un ou și toate găinile așa. Ce pula mea faci? Omletă, mă gândeam să fac. Cu ce faci tu omletă? Fata, tu-l vezi pe ăsta? Mă, ce pula mea faci, mă? Ia mâna de pe copiii mei, ești nebun? Cocoș! N-aș putea... Eu cred că dacă ar fi să mă gândesc vreodată să omor o găină, cred că i-aș da vești proaste în fiecare zi, știi? Să... Dacă o găsesc spânzurată, o fierb. Asta e Wizerul de 10 jumate. Dacă dau drumul la căcat acum aș... Fix deasupra mea era, adică... După ce am vorbit de păsări atâta... Eu la un moment dat chiar am avut senzația... Hai mă, treci! La un moment dat chiar am avut senzația că eu chiar sunt bărbat și... Eram în anul întâi de facultate și am zis să fac un pește la tigai. Și m-am dus la piață, am luat pește, după aia m-am întors cu el la cămin acolo la un ATC și în chiuvetă am început să-i curăț solzic, asta știam să fac. Și după aia am vrut să-l pun în tigaie și a trecut gagicul meu de atunci, că atunci aveam altă gagică. Două, îți dai seama, pleia în 15 ani și m-a văzut și a zis, bă, nu stai mă că trebuie să-l curești și în interior. Și a zis, da, normal, dă-i drumul, ia uite ce-ai. Și l-am luat din tigaie, l-am pus înapoi în chiuvetă și am luat cuțitul, bă, nu exagerez cu nimic, și l-am înțepat în burtică acolo. Mamă, când au început să curgă mațe și toate alea, am venit să borăz, nu, n-am mai putut, am chemat-o pe ea. Eram, bă, ce-a propovăduit, bă, Iisus, serios acum? Că dădea pește la ăia, zici că era popcorn, să-mi bat pula, deci... Asta iese din pește, eu credeam că maxim alge și niște apă, altceva. Atât de naiv și prost eram. Și am un prieten care seamănă destul de mult cu mine, doar că e și mai grav. El e genul de om care n-ar omorâ o muscă. Și când vă spun asta, de obicei e o expresie. La el nu e o expresie. E genul de om care dacă a intrat o muscă la el în casă, el deschide geamurile larg și începe un balet așa cu... Cu musca prin casă de haide mă besmetico, hai. Ia uite s-a blocat aici în... Așa e el. Și la un moment dat a venit acasă, a zis că a mers la pescuit. Și a adus un crap mare. Eu nu cred că a pescuit el, în fin. Cred că l-a dat cineva pe stradă și a făcut o pomană. Și a adus el acasă așa, a pus crapul în bucătărie la nevoastră așa. Foarte șmecher, așa, bărbătește, a zis, ia mă, fă, știu, un pic de, așa, usturoi, așa, la mâie, ai băgat, mâie, păi, pătate, mâie, du-te. Nevasta s-a uitat la el, l-a lăsat, a zis, bă, hai că-l bat mâine, lasă să, a băut și el o bere, lasă să se simtă bine.
Și a început să curețe peștele la în chiuvetă așa de sus și ăla încă treia, bă, băiatule, și a început crapul ăla să se zbată acolo în chiuvetă. Asta panicat a început să țipe: Toni, vino că trăiește! A venit fiul în bucătărie, a luat-o pe maică în brațe, era: tati, vino că ne omoară peștele! Ăsta panicat vine în bucătărie, ce pește omoară familia, coaie, se uită, îl vede pe ăla în chiuvetă cum se zbătea așa, super panicat, ia o pungă, i-o pune pe cap. Eu după aia am înțeles că într-adevăr are peștele ochiul ăla, bă, băiatule, când se uită la tine și se și zbate, te cași pe tine de frică că nu știi ce pula mea vrea, că nu clipește. De ce nu clipești? De ce n-ai sprâncene să înțeleg ce simți? Și a pus punga pe cap, a deschis sertarul, a luat ce i-a căzut în mână, adică un ciocan de șnițele. Bă, și vă jur, faza adevărată, a început să-i dea peste tot, în cap, țâșnea sânge pe el, nevastă era: termină că-l omori! Cine să vă mai înțeleagă? Bine, și eu sunt ipocrit, eu încă mănânc carne, dar... Na, am zis să mănânc doar carne de pasăre, asta fac, mănânc carne de pasăre. Da. Și chiar acum, în pandemie, când stăteam acasă, primisem o pasăre de țară. Bă, și mi-a venit o poftă așa dintr-o dată să fac pasăre la cuptor și cu o tavă din aia de cartofi noi, copți, cu parmezan, usturoi, așa mărar pe deasupra. Și să mai torne așa, știi? Sucul ăla să mai torn peste pasăre. Băgați ai cu... Și îmi plouă în gură acum așa. Am dezghețat pasărea, am pus-o în baiț și după aia am lăsat-o peste noapte la frigider. Și, bă, ca să vă dați seama ce mâncău sunt, eu n-am dormit în noaptea aia. Bă, eram copilul ăla de la Așteaptă pe Moș Crăciun, așa era. Să nu ratez pe moșul, dacă ratez. M-am trezit la 6:30, eram în picioare. Am scos pasărea, trebuie să o lași așa câteva ore la temperatura camerei, să intre sucurile alea în ea, așa, știi? Condimentele și... am curățat niște cartofi și după aia am zis să scocă ței în curte. Că noi am avut foarte mare noroc, exact când ne-au băgat ăștia în casă, cu o zi înainte, noi ne-am mutat tot în chirie, dar acum avem niște curte, știi? Și m-am bucurat că, na, să zbur de căței. Doar că ăștia... Îs căței de apartament. Adică am un bulldog englez și un maidaniș negru. Da. Care... Na, auzi, e țigan. Chiar e țigan. Bă, da. Îi fură mâncarea lui ăsta. Când îi dau să mănânce, are față. Mai dă, șeful, să mă ocup. Mai pun un pic. Dacă se întâmplă ceva cu matale și nu mai... Mi-a dispărut un televizor la un moment dat. Și eu sunt convins că acum eu sunt plecat de acasă, e petrecere cu manele la mine, să-mi bată. Cred că e bulldogul panicat acolo. Why, master, have you left me alone? No! It's too much salami. I'd rather be in England right now. Asta la tăi să moară familia, vrei să tu... Și de fiecare dată când îi scot în curte, e un drum acolo. Nu e așa lejer să ieși în curte, pentru că e living de acolo de unde dorm ei, trebuie să deschid ușa de la dormitorul 2, după aia trebuie să mergi prin ăla, trebuie să deschid ușa spre terasă care e închisă și după aia iar să deschid ușa spre curte. Bogăție. Bun. E lung traseu. Și ăștia de fiecare dată când mă văd că m-am dus la ușa aia de la dormitorul 2, bă, intră într-o vie din aia. Nu știu dacă jucați Counter-Strike, dar zici că dăm rush în B, să-mi bat pula. Deci au din aia așa de tăcădăm, tăcădăm, tăcădăm. A ajuns la ușă, le zic: băi, calm, ușor, că bulldogul nici nu mai vede, săracul, că are 9 ani și jumătate. La 9 ani și jumătate el se ciocnește în toate ușile, că o ia după ăsta la alt, că ăsta fuge ca nebunul. Și o ia după ăla și se aude numai pâng,
Pâng! Dar e și bulldog, asta îmi place la el, că e tank să-mi bat pula. Deci, la un dat a intrat într-o masă și a avut-o din aia așa, de a dat peste masă și a stat un pic, a căzut în cur și s-a ridicat iar așa și iar a intrat într-o ușă. L-a durut în pulă, efectiv, deci nu mai... Și de fiecare dată încerc să-i calmez. Bun, și deschid ușa la dormitorul 2, ei tăgădăm, tăgădăm, ajung la cealaltă ușă care dă spre terasă, își pleacă exact cum pleacă aia la semafor în București, știi? Când se face verde, îi dau blană și ajung tot la roșu, adică doar că au fața aia de, băi, eu sunt aici de la galben, băi. După aia deschid cealaltă ușă spre terasă, iar tăgădăm, tăgădăm, deschid ușa în curte, tăgădăm. Și ajung în curte că ți-ai de apartament, îți dai seama. Să uită ca proști așa. Au fețe aia, ce pula mea trebuia să fac aici? Nu știu cum, aș vrea să le pun buzunare la un moment dat, să aibă gestul ăla așa de, bă... Morsi, măsi, mi-am uitat buletinul, cred că am... Și stau ca proști și se uită, în schimb Maidanișu și a găsit un scop la un moment dat, că s-a prins că se tot strâng păsări acolo în grădină. Și a început să le sperie, știi? Și în dimineața aia, tăgădăm, 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 ajung în curte, buldogul rămâne așa, și ăsta jeab la păsări, se sperie păsările, zboară în față și una, nu știu ce dracu avea la GPS, dar a făcut stânga, brusc, și direct în geamul de la terasă. S-a auzit pâng, am zis iar, ce dracu face buldogul? Bă, și a căzut aia lat așa, a început să tremure, zici că avea o criză de epilepsie, să mă apă. Îi curgea ceva alb din cioc. M-am dus la ea, a venit și Of, ăsta Maidanișu, că așa îl cheamă, Of. Da. Numele de familie e viața mea. Glumesc, mă. Și s-a uitat la ea și eram cu aia, nu știu, fă ceva, că ești câine acum, da. Mănânc o să. El era, nu pot. Conservă dacă ai, dar nu. Și a plecat, eu am rămas singur în pula mea cu pasăre. Am luat-o de pe jos, cum tremura așa, am pus-o pe pervaz. Și m-am gândit, oare ăsta e momentul în care o să fiu în sfârșit bărbat? Și am luat pasărea, am pus-o mâna dreaptă și cu stânga am încercat să-i frâng gâtul. N-am putut, am lăsat-o acolo. Mi-am adus aminte că am un prieten bun veterinar, l-am sunat pe ăsta, i-am zis pe scurt ce s-a întâmplat, alea, GPS-ul stricat, ăsta e muist. Și zice, bă, să nu omor pasărea. Am fost, pa, perfect. Un pic mai aveam. Și mi-a zis, nu e mă, că așa fac păsările, că intră într-o stare de șoc după ce se izbesc de ceva. Durează vreo câteva ore, dar trebuie să le lași într-un loc întunecat, într-o cutie sau ceva. Îi pui niște apă, îți zic mai încolo ce să-i dai să mănânce și zboară ea. În vreo două zile zboară ea. Am fost, bă, ce bine, iau-te mă, în sfârșit. O chestie pozitivă în pizda măsii în toată pandemia asta, știi? Și aduc păsării. Din casă, aduc o cutie de Jordan. Ai zis, na. Ai venit la noi să stai confortabil în spațme acolo. I-am dat găuri acolo să aibă aer, i-am pus-o din aia de apă, am închis cutia, i-am târșit pe ăștia în casă, l-am făcut bulangiu pe ăla și m-am dus, mai aveam niște cumpărături de făcut, m-am dus la magazin, am întors după vreo 3 ore și m-am dus să verific bucuroși ce s-a întâmplat. Știi? Și când deschid cutia, au zburat așa vreo 4-5 muște. Îi băuseră și apa. Aia zăcea moartă acolo în propria vomă ca Jim Morrison așa. Și iar m-a lovit depresia. Eram băgamea și pula să-mi bagă în virusul pis din mătii. Cum a venit ăsta, exact când mergea bine, bă, exact când erau lucrurile bune în pizda măsii, am închis și clubul, am închis și barbarul, nici bani, nici băgamea și pula, a murit și asta. M-am dus, mi-am luat un vin din frigider, am turnat în pahar și
înainte să beau, am vărsat un pic pentru pasărea asta. Peste pasărea pe care am băgat-o la cuptor, care a ieșit minunat, minunat. Și cu cartofi. Aia, nu mai suntem bărbați, mă. Am fost cu gagică mea la cumpărături de haine. Trebuie să spun că la cumpărături de haine. Și am mers într-o duminică. Că am zis, bă, e liber duminica prin București. O să conduc ok. Eu am o problemă, am uitat să vă zic, eu am o problemă cu nervii. Da. Când îmi taie unul calea, mie îmi vine să-i tai fața. Nu știu cum să vă zic. Dar e un joc de cuvinte aici. Îmi vine să-l dau cu capul de borduri. Hai să o luăm așa. Că știți că în București avem multe borduri. L-aș lua de la a șasea până la ultima, așa, știi? Și în ultima perioadă, în schimb, să știți, chiar m-am calmat, am început să fiu și eu mai zen, să înțeleg că ești una cu universul, praf de stele. Poate și alți oameni au zis proastă, n-ai de unde să știi, mă calmez, bețiga și bla bla bla. Și am plecat spre mol, gagică mea în dreapta, și exact după, nu știu, 5 minute așa, îmi taie unul calea, știi? Și eu frânez din timp, că mi-am dat seama că e prost ăla. Așa am încetinit, da? L-am lăsat să se bage. După aia am trecut pe lângă el așa. Nici măcar nu m-am uitat, știi că dacă nu înjur, nu claxonez, măcar arunci privirea aia după aia așa, de fotos moarte. Nu, nimic. Nimic. Că mi-am dat seama că oricum privirea e degeaba, că doar nu o să fie ăla, gata, o las pe dreapta. Așa urât s-a uitat la mine. Așa, deci numai, eu nu mai conduc, e clar. Și gagică mea s-a uitat la mine, a fost wow. Am zis, da, da. Ăsta sunt eu acum. Am ajuns la mall, am intrat, ea în primul magazin din dreapta, s-a dus acolo, a luat o bluză, a început să se uite la ea așa, să o verifice. Eu am văzut-o, am zis, bă, hai că mă duc și eu să-mi cumpăr chestii și îți dau semn când mă întorc. Bine. Mă duc, îmi iau de toate, îmi iau șosete, mi-am luat chiloți, mi-am luat că aveam nevoie, mi-am luat geacă, mi-am luat pantaloni, mi-am luat Adidas și mi-am luat, băi, da. Și când mă întorc după vreo 45 de minute, 50 o oră, ia tot cu bluza aia așa. Băi, eu deja, deci din nivelul ăla de răbdare pe care îl aveam, nu mai a început să scadă. Nu mai eram, știi? Zen așa. Și mă uit la ea, dar ce faci? Și zice, păi nu știu, nu știi? După o oră, nu știi, după o oră? Mi-am dat seama că asta e o armă, mă, de-a voastră, de-a femeilor, să ne faceți pe noi să vă cumpărăm căcaturi. Că normal că după o oră de sta cu bluza aia în mână, vine șau și iau, de o morți ei! Da, nu știu, poate au pe alb, le-au și pe alb, ia-le pe toate! Da, mă gândeam și Adidas și ești, că ia-i și pe aia, ia tot, ia-le, da-le, fute-le, doamnă, pune-le, pizza, mă, ia-le. 12 milioane. Am mers spre mașină, ia țanțoș, așa că prioare era, cu pungile alea, am deschis portbagajul, le-a băgat, am plecat, când eram pe drum așa, am taie unul cale. Bă, deja nu mai eram păpădia cucului, floarea universului, zen, oșo, pula, nu mai eram, te omor, te prind, te omor. Ăla a început să fugă de mine, mergeam după el, băga-mea și pula, măta, te prind, te omor, iubire, calmează, te omor, vă omor pe toți. Ăla croșeta traficul, eu croșetam după el, te prind, te calcă în picioare, băga-mea și pula, măta. Ăla în fața mea pune frână, a fost, pui frână, futu-ți morții mătii să facem accident, te prind, te omor. La semafor, el pe stânga, eu pe dreapta, deschide geamul, mă uit la el în mașină, bă, ați văzut vikingii? Mamă, coaie, unul de 2 metri și ceva, cu ciocul împletit așa, mare, bă, mare făcut, îmbrăcat armii, avea o stație la el, semn că nu era singur, mai erau ca el dacă era nevoie, și s-a uitat la mine și a zis, mi-am cerut scuze, mi-am dat seama că ți-am tăiat calea, am dat avarii, mi-am cerut scuze.
M-am uitat la gacică mea, m-am uitat la el și am zis, da mă, dar e a doua oară pe ziua de azi. Și am plecat, știi? Dar a ieșit și o chestie pozitivă din toată asta, că gagică mea după aia mi-am dat seama că mă iubește, mă. Mă mângâia pe spate așa și a zis, lasă-mă iubire, că s-a văzut când și-a cerut scuze, că a fost sincer. Bine că n-ai coborât să-l bați. Băi, băi, mă bătea ăla până la mama la Focșani în fața ușii, mă bătea 200 și ceva de kilometri, bătea și drumul, mă bătea și pe mine, bătea benzinăriile la care ne... Bine că n-ai coborât să-l bați. Da, nu mai suntem bărbați, îmi pare. Am fost la un moment dat martorul unei scene înduioșătoare, dar înfricoșătoare pe de altă parte. Am o grădiniță pe lângă mine și într-o dimineață când plimbam căței, am prins o scenă care era spre final, așa, un băiețel care plângea. Mi-am dat seama din discuții așa că își prinsese mânuța la portier. Da, nașpa. Și în fața lui taicăsu plângea și el în genunchi, îi pupa mâna așa, era, iartă-mă, tată, că n-a vrut tata. Nu și-a dat seama că ai mânuța acolo. Da, mă, tată, stai liniștit că-mi dau seama că-i dimineață. Da, mă, tată, se și grăbea tata să ajungă la serviciu. Știi, mă, tată, las că-mi treci până mă însor. Bă, nu mă înțelegeți greșit, înduioșător, dar mânuța era la locul ei, adică... Știu că sună bătrânești ce spun acum, dar pe vremea mea... Taică-mi-o, dacă mă lovise sau ceva, mai futea una, știi? Serios, veneam, unde te doare mă? La genunchi și mai dădea una peste muie ca să distribuie durerea în mod egal în tot corpul, știi? De ce să mă doară tare aici când mă poate durea mai puțin și mai puțin? Din cauza voastră, a femeilor, am ajuns așa. Serios. Pe eu în 2020, mă iertați că vă zic, dar eu am ajuns să mă șterg la fund cu șervețele țeva din alea umede, mă. Ce-mi și place, băga mea, și pe asta mă... Place că-ți moi așa, te mângâie cineva la curs. Unde-s vremurile alea, bă, când eram noi bărbați, mă? Căutai cea mai ascuțită rocă și te... scărpinai, te râcâiai în cur. Când aveai sânge pe rocă, erai curat la cur, mă. Din cauza voastră, din cauza chestiilor de genul, dar de ce nu vorbești cu mine? Te rog, vorbește cu mine, că și Ana și-a dat seama că nu mai ești așa comunicativ, că tot încerc să scot chestii de la tine, te rog, uite-te măcar la mine, vorbește cu mine. Taci-mi pula mea și o să vorbesc. Și s-a făcut un transfer, dar voi nu vă dați seama, s-a făcut un transfer, adică s-a întâmplat pizdificarea, dar și pe partea voastră s-a întâmplat purificarea. Noi am devenit niște bărbați din ăștia empatici, sensibili și voi niște ghiolbanci din astea așa de... Serios, mă! Pentru o seară am așteptat-o pe gagică mea, am gătit, m-am îmbrăcat frumos, am aprins lumânări, da? Am pus o muzică din aia drăguță. Am auzit ușa, mi-a sărit inima așa din piept. Era... A venit iubirea acasă. Și s-a trântit ușa așa, aruncat în pula în geantă. A fost, mamă ce zi am avut, băga mea și pula.
Ce zici, mă, ai gătit ceva că miroase a usturoi? Ai făcut cârnați de pleșcoi? Ce ai făcut? Mamă, că am o foame în mine. Băga mea și pula în Gabriela. Hai, dracu, să mâncăm. Dar bagă și tu, mafia, bagă și tu ceva mai pe băiețeală, să mor eu. Ce dracu? Dai foc la casă, ești prost. S-a întâmplat shift-ul ăsta, s-au schimbat polii. Știți că mi-am dat seama de asta? Stăteam la un moment dat cu gagicul meu pe balcon. Bă, era o seară perfectă, mă. Perfectă, romantică, mișto. Nu era cald, era temperatura potrivită. Beam un vin, liniște. Liniște. Ea stătea așa un pic întinsă pe un scaun. Și la un moment dat din vecini s-a auzit un scânce de copil. Ea și-a ridicat capul așa și a zis, fii atent, instinctul mater. Și-a ridicat capul și a zis, mă, ce pula mea s-aude? Și după aia a zis, ai, eu mă, să-mi căldurim. Și eram, cum fac eu copchibă cu femeia asta, serios? Păi tu îți dai seama că dormim acolo, ăla plânge în altă cameră. Unde o trezesc eu pe asta? Că plânge copilul. Nu e smâțe care să fut, stai liniște. De altă parte, mi-am dat seama și că nu-mi doresc copii. Unde mai aduci, bă, pe cineva pe lume, în lumea asta dementă? Mai ales că nu suport copii. Da, pe ai voștri, la ei mă refer. Că na, am ajuns la vârsta asta, la care din ce în ce mai mulți prieteni se căsătoresc, fac copii. N-am nicio problemă cu asta, să le dea Dumnezeu sănătate, bravo lor. Problema e că vin în vizită, asta o ia. Și eu am pe un raft acasă, am niște figurine. Deci nu sunt jucării, sunt niște figurine de colecție, da? Și când vin copchii, na, cum îți copchii? Da, tia aia, da, vreau și eu, da, și mie, să mă zau și eu cu aia. Și un copchii l-aș putea, nu-ți dau, mă, du-te în pula mea, ce o să... Ce, te superi pe mine? Ai 2 ani, mai ai plecat de aici, uiți că există, adică... Doar că după aia se intersectează privirea mea cu privirea lui Tasu. Da, da. Care are fața aia așa de... Dă-i, mă, că-i copil, mă. Și eu fac fața aia de... Da, mă, dar nu-i al meu, mă. Alea-s ale mele. El atinge acolo, eu ating aici, știi? Nu, aveți... Voi, părinții tineri, aveți senzația că aveți mai multe drepturi decât ceilalți, mă, să-mi bat pula dacă nu... Chiar sunteți muiși, pe cuvânt vă spun. Apreciez efortul, știu că i-ați lăsat, cu cine i-ați lăsat în seara asta, v-ați chinuit să veniți, bă, da, sunteți muiști. Să nu vă supărați, da? Știi, am și exemple, uite, de exemplu, când, exemple, am exemple, de exemplu, când se deschid terasele. Când se deschid terasele și voi veniți cu ochii, băi, când ați pășit pe terasă, brusc ăia nu mai sunt ai voștri, mă. Voi vă așezați romantici așa la o masă retrasă și copiii voștri sunt la mine la masă așa. Se joacă, mă. Se joacă. Așa se joacă, mă, copiii în ziua de azi. Bă, zici că-ți posedați să-mi bag pula, deci nu tropăială, aruncă cu căcaturi. Voi n-aveți nicio treabă. Nicio treabă. Stați romantici la masă. E așa liniște la... Voi vorbiți așa la masă. Sunteți, dar oare vrei să luăm pizza? Să luăm pizza? Copchilă e... Da! Bă, și mă uit la voi. De fiecare dată mă uit la voi. Nici o privire, mă. Bă, o privire, un... O de-aia printre dinți de treci futu-s gura, mă. Nu mai știu de frică, bă, copchii din ziua de azi. S-a dus vorbitul ăsta printre dinți. Păi taică-mă, dacă îmi știa ceva printre dinți, beleam pula, bă. Orice, dacă îmi știa, te iubesc, ești minunat, ești cel mai frumos copil din lumea asta. Mă băteam singur cu ai, mă băteam singur.
Îmi dădeam în mai multe locuri, îți dai seama, să distribui durerea cum m-a învățat. Știam ce-i frica, mă. Păi mă jucam în fața blocului, în fața blocului când zic, nu treceam de linii. Deci nu părăseam perimetru. Și mă jucam, eu eram cu spatele la bloc și în fața mea sunt copchii care se jucau cu mine. Păi și la un moment dat, fază absolut reală. Ăștia își ridică capul așa, înfricoșați, bă, s-au dat în spate, zici că veneau extratereștri să-mi bapă la așa, se uitau. Ai zis, coai, ce s-a numit? E taicătul la balcon. Bă, când m-am uitat, am înghețat, deci m-am întors așa. Când m-am uitat, avea taicătul niște tehnici din astea, Gestapo, bă, băiatule, deci. Fuma la balcon așa. Nu se uita la mine. Nu se uita, ca și cum el n-a ieșit pentru mine, a ieșit așa să... să vadă ce mai în văzduh. Și fuma așa. Și la un dat stingea țigara, se uita la mine și făcea și pleca. În 5 secunde eram în pat, spălat cu temele făcute. Ieșea la copchii, bă, mă duc ca să ne mai vedem și altă dată, știi? Nu, ăștia nu mai știu ce-i frica, mă. Nu mai dai în copchil tot timpul, e psihologie, dar de ce tropăim? Mihnea, ce se întâmplă cu tine? Ce este asta? De ce ai probleme din acestea de comunicare? Nu țipăm, Mihnea, nu țipăm. Nu mai dai în copchil. Dau eu, mă. Serios, semnează ceva la terasă, ți-l aduc eu după aia la masă, preșuleț. Deci, efectiv, cu pământ în genunchi. Aie, na, știți cum se joacă, mai cad. Vedeți că are niște cioburi de halb aici la ceafă, nu știu de unde. Și nici măcar nu-i vina voastră, bă, asta e problema. Nu e vina voastră, nu voi sunteți de fapt muiști. Ei vă transformă în asta. Ei sunt muiști. Gândiți-vă doar serios acum, pentru că nu puteți, voi nu puteți să fiți obiectivi când e vorba de copilul vostru. De asta copilul vostru e cel mai frumos, cel mai deștept, cel mai. Fiți un pic obiectivi. Trăgeți-vă un pic în spate așa. Și gândiți-vă când stă copilul ăla bebeluș în căruciorul. Când stă cu fața aia arogantă așa, se uită la toată lumea ca și cum e lumea lui în poul ăla. Are o bală așa care curge pe aici. Mamă, mă disperă. Deci când văd băluța aia, îmi dau seama, băi, aia nu e o chestie de educație. Nu e. E pur și simplu, ai mânuța suficient de lungă să ajungă la guriță? Ștergeți băluța, mă, du-te în pula mea. Trebuie să fie măta tot timpul cu șervețele. Stai, mă, mică, vai, bale, vai. Când trec așa unii pe lângă alții și au din ala, ce zici? Îi avem puști aici. Gândiți-vă când le e foame, mă. Nesimțirea aia cu care trag de bluzele mamelor, dă să mănânc de timpul ăla. Dă țâță mai repede. Deci mamele cu țâțele pe afară, termină, Mihăiță, că suntem în mol. Nu suntem în niciun mol. Suntem în mol când zic eu că suntem în mol. Dă țâță de timpul. După aia ia țâța, o bagă în gură și rămâne cu ochii deschiși așa. Se uită la pulii mea, ce vreți, mă? Băi, foame, a? Mănânc și eu în public, ce vreți? Ce, tati, ți-e poftă, a? Asta a fost pentru mine, măi. Vă e frică de ei, bă. Asta creșteți, niște mici interlopi. Gândiți-vă după ce au terminat de mâncat și stau în scaunul ăla înalt așa și au o jucărie, nu știu, orice. Stau așa cu jucărie și fac așa. Eu mă depeșez. Bă, fiți sinceri, vă tremură genunchii în pula. Sunteți gata, tati? Gata, gata, pui. Să nu plângă băiatul, gata. Ia uite ce-ți dă, tati, ia. Dă-o, mă, du-te. N-avem nevoie, mă, du-te, drag.
Când abia au învățat să meargă și au mers ăla. Zici că-s bețivul ăia, mai știți clipul ăla cu bețivul din Rusia care se ridica cu fața plină de nămol, așa? Așa se ia, așa, niște beții. Și ajung în dreptul vostru și la un moment dat au liniște pe față, așa. Atunci s-au căcat. Ăla e momentul. Și mi-am dat seama de ce nu supăr copchii. Eu am de zile, și asta nu e o glumă, an de zile m-am întrebat când suntem noi ca oameni cu adevărat liberi. E o problemă asta. Când suntem noi liberi? Și mi-am dat seama, uitându-mă la copchii, că suntem liberi când ne căcăm pe noi. Bă, serios vă spun. Faceți chestia asta. Deci când cu toții avem momente, uite și cum a fost și căcatul ăsta când ne-au băgat în carantină, ne-au ținut în casă și virusul pulii. Bă, avem probleme, da? Simțim la un moment dat că nu mai avem aer, că nu mai putem să respirăm, că vin toate peste noi și se prăbușesc în pulan, datorii, griji, tot fel de căcaturi. Când simțiți asta, mergeți acasă și căcați-vă pe voi. Nu în cuplu, că e dubios în cuplu, nu. Singuri, singuri, știu, sunteți oameni civilizați, blocați-vă ușa de la baie. Și în momentul în care simțiți că iese, nu strângeți, nu vă împotriviți. Deschideți. Băi, credeți-mă pe cuvânt, când am pățit asta, când o să simțiți căldura aia la cur, băi, nu o să mai aveți nicio grijă pe fața planetei, nicio problemă, nicio datorie. Unde să vină manaful peste tine? Unde să vină? Trebuie să ne dați 200 de milioane. Dom'le, abia m-am căcat. Ah, scuze, n-aș... Dar să ne dați totuși 20% și din el, că... Și cu asta vă mulțumim din suflet, sunteți absolut minunați. Chiar m-am simțit extraordinar, vă mulțumesc din suflet. Încă o dată să-i aplaudați, vă rog, pe Alex Dobrotă, Sergiu Mirică, Geo Adrian. A fost o onoare ca de obicei să fim în fața voastră. Vă mulțumim din suflet, să fim sănătoși, seară bună.